Bună, copii! Vă spunem bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Isus ajută o fetiță. Textul de memorat o rugăm pe Miriam să ne-l spună din Marcu, capitolul 5, cu versetul 36. Nu te teme, crede numai! Mulțumim, Miriam! Dar înainte să trecem la povestioara noastră, haideți să împreună mânuțele și să ne rugăm. Iubitul nostru Tată Ceresc, în numele Lui Isus, îți mulțumim pentru minunatele povestiri din Biblie. Îți mulțumim că ne iubești la fel cum ai iubit oamenii din vremurile biblice. Amin! Biblia ne povestește despre o fetiță care era foarte bolnavă. Ea avea 12 ani și era fica lui Iair. Iar și mama fetiței au făcut tot ce au putut ca să o ajute să se facă bine. Poate că i-au dat apă să bea sau i-au pus o compresă rece pe frunte. Dar fetița nu s-a însănătoșit. Starea ei se agrava din ce în ce mai tare. Doctorii au încercat să o vindece, dar nimic din ceea ce au făcut nu a ajutat. Părinții fetiței știau că Isus putea să o facă bine pe micuța lor, dar Isus era departe de cealaltă parte a apei. Mai apoi, Iair a primit o veste bună. Isus s-a întors, i-a spus cineva. Chiar acum, el este acasă la Matei. Iair s-a grăbit să ajungă acasă la Matei. Fetița mea este foarte bolnavă, i-a spus Iair lui Isus. Te rog, vină și vindec-o. Isus ar fi mers bucuros să ajute pe fetiță, dar erau atât de mulți oameni care îl îmbulzeau, încât nu putea înainta mai repede. Alți oameni bolnavi continuau să îl oprească. Isus și-a luat timp să îi vindece și pe ei. Mai apoi, un bărbat a răzbit prin mulțime cu o veste foarte tristă. E prea târziu, i-a spus bărbatul lui Iair, fetița ta tocmai a murit. Nu te teme, i-a zis Isus lui Iair, crede numai. Când Isus a ajuns acasă la Iair, erau mulți oameni adunați acolo. Unii dintre ei plângeau. Isus i-a rugat pe toți oamenii să plece. Isus și Iair s-au dus în camera unde era culcată fetița. Împreună cu ei au mers mama fetiței și trei dintre ucenicii lui Isus. Fetița era moartă, dar Isus nu era îngrijorat sau trist. El s-a dus lângă patul fetiței, s-a aplecat și i-a luat mâna în mâna lui. Ce i-a zis el? Haideți să ascultăm Luca, capitolul 8. Versetul 54 El, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare Fetițo, scoală-te! Imediat fetița s-a trezit Ochii ei s-au deschis larg și a privit fața blândă a lui Isus. Apoi a privit în jur, a dat învelitorile la o parte și a sărit din pat mai era bolnavă. Părinții ei erau atât de fericiți. Ei au îmbrățișat-o strâns pe fetiță. Îți mulțumim, Isuse, a spus părinții. Fetița fusese atât de bolnavă încât nu mai rămâncase de multă vreme, iar acum era foarte foame. Dați-i ceva să mănânce, le-a spus Isus părinților ei. Ei i-au dat imediat să mănânce. Ce zi fericită pentru Iair și pentru familia lui! O zi la fel de frumoasă va fi și când va reveni Isus. Atunci, o mulțime de băieți, de fete și de adulți care au murit vor învia și vor trăi din nou. El îi va trezi pe toți la viață, așa cum a trezit-o pe fetița din povestirea biblică. Ce zi fericită va fi! Haideți să împreună mânuțele și să ne rugăm! Îți mulțumim, iubitul nostru, Tată, numele lui Isus, pentru că ai trezit-o pe fetiță. Îți mulțumim pentru că vei reveni curând și vei învia mulți oameni. Amin! Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!